Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit etalarea zilnică pentru vineri, 11 iunie. Hai să vedem pentru această zi de vineri, în care avem două evenimente astrale interesante. Primul este vorba de conjuncția dintre Soare și Mercur și al doilea este intrarea planetei Marte în zodia Leu, unde este în demnitate, pentru că este în propria sa triplicitate și unde va fi mult mai puternic Marte în Leu. Hai să vedem ce mesaje putem să scoatem de la cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară pentru această zi. În primul rând, aici pe partea de dragoste avem Regina de Monede. O carte care ne vorbește despre stabilitate financiară, despre un cămin fericit, împlinit, în care nimeni nu duce lipsă de nimic, dar în același timp despre o relație în care lucrurile sunt foarte echilibrate, o relație în care nu vorbim despre excese, pentru că aici fiecare minut este cheltuit, este consumat într-un mod prețios, într-un mod foarte atent gândit și planificat. Hai să clarificăm această energie a Reginei de Monede pentru situația voastră de dragoste. Avem 8-ul de Băte, 5-ul de Băte, Cavalerul de Monede. Ok, aici văd că din cauza banilor, din cauza situației financiare, poate chiar din cauza diferențelor în atitudinea voastră față de bani, față de finanțe, față de investiții, față de locul de muncă, de job și de efortul care trebuie depus acolo versus efortul care trebuie depus în cuplu, există o mare problemă, o mare șansă, un mare risc ca lucrurile să degenereze foarte rapid către o ceartă bazată pe aceste divergențe. E foarte posibil aici ca femeia din acest parteneriat, din acest cuplu, să aibă o atitudine mai conservatoare, mai tradițională asupra finanțelor și asupra rolurilor în cuplu, în timp ce bărbatul aici pare să fie un cavaler de monede, o persoană puțin mai lentă, puțin mai înceată, care are foarte multe șanse, dar nu neapărat și profită de toate aceste șanse. Aici sunt niște diferențe în opinii, în gândire, în mentalitate, care trebuie adresate, discutate, pentru că pot să vă aducă probleme atât azi, cât și pe parcursul relației voastre. Pentru cei care nu sunteți încă într-o relație, mesajul este foarte clar, trebuie să aveți aceste discuții acum, la început, cu orice potențial partener sau parteneră, asigurați-vă că sunteți pe aceeași lungime de undă în privința rolurilor în cuplu, în privința valorilor voastre, asupra banilor, asupra finanțelor, asupra planurilor voastre pe termen lung. Mai departe, pe partea de sănătate, avem aici Roata Norocului, o arcană majoră foarte frumoasă care ne vorbește despre o schimbare de energie pe partea de sănătate, despre lucruri care se rezolvă, poate chiar lucruri cu care vă confruntați de mult timp, probleme de sănătate mai vechi sau mai noi, care aici se vor rezolva cu ușurință și într-un mod foarte optimist. Mai ales că avem, uitați aici, pe partea de clarificare, împăratul, carul și pajul de săbii. Lucrurile se vor soluționa pentru voi, fiindcă aveți ajutor de la o persoană mai în vârstă, poate să fie cineva din familia voastră, poate să fie un medic, un terapeut, un expert care găsește soluția pentru problema voastră de sănătate și odată ce vine acest ajutor în viața voastră, lucrurile se vor îndrepta cu foarte, foarte mare rapiditate. Și aici cu pajul de săbii vedem că pentru a păstra aceste schimbări pe termen lung, este nevoie și de o schimbare de mentalitate, care trebuie să vină din interiorul vostru.
Lucrurile sunt foarte bune, foarte pozitive, merg într-o direcție plăcută. Aveți susținere, aveți ajutor, o să găsiți soluția ideală pentru voi. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor, a carierei voastre, avem aici 10-le de cupe. Va fi o zi foarte bună pentru cei care aveți afaceri de familie, fie că ați moștenit o afacere de la părinți sau lucrați împreună cu soțul, soția, împreună cu părinții, cu unchi, mătuși, cu verișori, toți cei care lucrați, activați într-un domeniu împreună cu niște membri din familie. Aici lucrurile sunt foarte frumoase și văd că aveți motiv de sărbătoare. S-ar putea pentru o parte dintre voi să aflați astăzi vestea că un coleg sau o colegă de la locul de muncă va pleca în concediu de maternitate sau paternitate, sau pentru o parte dintre voi s-ar putea chiar voi să fiți cei care faceți aceste anunțuri. Hai să clarificăm acest 10 de cupe, de ce aduce motiv de sărbătoare și de voie bună pe finanțele voastre. Marele preot, 4 de săbii, 6 de bâte. Ok, aici cu marele preot și 4 de bâte, pe partea aceasta financiară este clar vorba de o legislație, pentru că marele preot ne vorbește despre instituții, despre legi, care vă va permite să vă luați niște zile de odihnă, astfel încât să vă încărcați bateriile și în momentul în care o să vă reîntoarceți la locul de muncă, să veniți cu mai multă energie, cu idei noi și cu forțe proaspete. Deci, da, cred că pentru majoritatea dintre voi despre asta este vorba, de un concediu de odihnă, un concediu de maternitate, de paternitate. Aici profitați, ar fi chiar indicat să profitați de o legislație, de un beneficiu pe care compania pentru care lucrați vi-l oferă, astfel încât să vă reîncărcați bateriile și să petreceți puțin timp pentru voi, împreună cu familia, împreună cu cei dragi. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru această zi de vineri, 11 iunie. Hai să vedem. Mesajul acestor cărți oracol este următorul. Orice problemă are o soluție. Creăm obiceiuri și probleme pentru a împlini o nevoie. Atunci când găsesc o metodă benefică de a împlini nevoia, mă eliberez de problemă. Un mesaj foarte frumos care vine să completeze această etalare zilnică. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!